Și acum intri în tutti mod, da? Băieții ascultă și schimbă pentru ei, fetele ascultă, schimbă pentru ele, mă. Intri în familia ta, ce se întâmplă, să zicem. Dacă ești măritată, ai fost măritată, dacă ești în relație, dacă ai familie, dacă da, dacă ești singur, singurea, n-ai treabă. Nu e despre tine. Rest, cine ce are, acolo ești. Acum intri în personaje. Să zicem, jumătatea ta care e într-o relație, are mai multe relații, să zicem, da? El sau ea, depinde, băieții pentru fetele lor, fetele pentru băieți, se gândesc acum, rezolvă. Da, soarele ți-a apus, da? Ce să facem acum? Intri în... Nu trebuie să te duci nicăieri, ai suprapus lumea, jumătatea ta intră pe ușă, odată intră la tine, cine ești tu, ai să afli pe parcurs, nu poți să știi. Asta înseamnă multidimensional. Tu ești și soția, care i-a făcut copii, tu ești și amanta, care nu i-a făcut, dar poate trebuie să nască, poate că a născut, poate că nu. Tu ești și cineva încă, da? Care n-are, pe care o vrea și, da, tot felul. Și invers, băieții cu fetele. Și familia și așa mai departe. Și omul când intră, nu neapărat, eu o iau așa ca relație, așa, pentru că mi-e mai ușor să înțeleg niște lucruri. Și omul intră pe ușă, pentru fete, băieții intră pe ușă, pentru băieți, fetele intră, soția, amanta, intră pe ușă și crede că e la amantă, să zicem, și se comportă într-un fel. Să zicem, tu, 3D, memoriile care te iubesc, pe amantă o ador, nu? Și bănuții altfel îi cheltuie cu ea. La soție intră altfel, cu pretenții, cu adum, dăm, na, du-te și închide, fă, da? Ok, simți diferența. Și cineva pe care încă n-a cucerit-o, să zicem. Acolo e, da? Deci tu le simți toate astea și încă câte, câte și mai câte. Că prietenii, s-a certat cu prietenul, intră pe ușă, la cine? La soție într-un fel? Da. Și ea îl înțelege. Și înțelege unde ești. Și ca și situații, ca și bani care trec pe unde trec, unde-s banii, înțelegi? Totul e o iluzie. Dar tu intri în jocul ăsta și sunt energiile astea. Și e pe bune. Deci sunt pe bune energiile simțite, văzute, înțelese. Dar deja din cool state. Și tu transformi. Și omul, dacă vrea să păcălească familia, nu mai poate păcăli. Ei, nebunește acolo. Cu amanta nici nu se mai întâlnesc. N-a fost așa ceva. Ca și cum tu din cool state, cine ai fi tu? Să zicem, tu ești amanta. Ei, n-a avut niciodată familie și copii. Tu înțelegi unde e? Depinde în ce state se activează percepția. Și vezi lucrurile altfel. Portalul. Depinde din ce, da? Percepția e foarte bine și s-a delit. Aha, moment dismiss. Depinde în ce ai fost, în ce mod ai fost și s-a dezactivat restul. Deci dacă ai fost în clipa în care ai văzut momentul și ai fost soție, s-au dezactivat ori s-a dezactivat cu soția și n-a avut niciodată familie, să zicem. Sau s-a dezactivat cu celelalte două. Acolo e, acolo e, da? Acolo e. Și ai să vezi pe parcurs ce s-a dezactivat și cine ești tu, de fapt. Nu că el n-are treabă, dar și fetele, invers, băieții. Înțelegi? Și tu rămâi de situație și de... Asta înseamnă multidimensional. S-a deschis portalul multidimensional. Felicitări. Omul intră pe ușă și tu înțelegi cine ești pentru el. Și te comporți ca atare sau nu, te distrezi, da? Și omul nu înțelege ce se întâmplă. Da? Te distrezi.
Ok. Nu se mai scrie despre așa ceva. Vezi tu în ce situație ești, că nu se mai scrie, gata. Multidimensional în halul ăsta nu mai e. Ok.